de-așa-njunge capătul, da-da-o. Flaviu Lucăcel s-a născut într-un sat din Sălaj. Pentru el, țara este un teritoriu delimitat, o identitate spirituală în care oamenii au aceeași imagine despre lumea din afară, aceleași norme în relațiile dintre ei, aceleași comportamente. O țară este pentru ei o stare de conștiință, este entitatea pe care o prețuiesc și de care sunt mândri. Flaviu, bine ai venit pe drumul lui Leșe. Bine te-am găsit. Și ai venit însoțit de... David Hodoș. Flaviu, tu mi-ai adus cărți aici. M-am uitat ce faci. Cum ești dramaturg, poet, pictor, artist vizual? Așa, prima mea întrebare. Cum se adună dramaturgul Lucăcel cu poetul și cu pictorul Lucăcel? Nu-i greu, că eu abia mă adun în hori. E foarte greu, dar le fac pe rând. Așa. Cum? Păi când pictez, nu scriu. Așa. Și când scriu, nu pictez. Așa. La mine știi cum e la cântat. Când cânt, nu vorbesc. Și când vorbesc, nu cânt. Câteodată le combin. Și nu totdeauna ies bine. Că ea mă ascultă, zice, măi, când vorbești, vorbești. Și când cânți, cântă. Că nu mai înțelegem ce vrei să ne spui. La tine, nu-i tot așa? La fel și la mine. Așa. E foarte greu să combin scrisul cu imaginea, cu pictura, cu culorile. Uite-te aici. Uite, scriu aici. Flaviu Lucăcel, Tutungeria. Tutungeria, cărți. E o piesă despre Revoluția Română. Tutungeria. Despre Revoluția Română. Bun. Aici am altă carte. Singurătatea Pietrelor, care acum se joacă la Târgu Jiu. Am avut avantpremiere la Târgu Mureș și am fost de-a dreptul șocat. Am văzut și 80% din oamenii din sală plângeau. Și am zis, nu, eu nu o să plâng că am scris textul. Măi, hai să ne legăm, fii atent, hai să ne legăm de... De ce? Hai de asta cu Revoluția, nu? Asta. Tutungeria. Tutungeria. Da. Bun. Ce vrei să spui cu ea? Câte dreptate au fost la Revoluție, câtă nedreptate, ce vrei să spun? Câtă manipulare am trăit eu într-un oraș mic, cum e Baia Mare. Baia Mare. Unde am fost în frontul salvării pe Maramureș. Așa. Și unde eu mi-am imaginat că suntem niște tineri zăpăciți care coborâm. Nu, măi, eu în Baia Mare, când am văzut imaginea acolo, era unul sosuit pe Consiliul Județean și a început, o ridica mânele sus și a zis, trăiască religia. Da. No. Și în câteva minute a apărut unul care a zis, vin teroriștii și toată lumea a fugit. Dar știi imaginea ce? Știu că eram acolo. Nu, să nu dau nume. Era, nu dăm nume. Nu. Era un altul care a ieșit cu un steag și a strigat, fraților, salvați-vă! Și toți ca niște pui de găină. Da. Noi am rămas acolo vreo 3 luni până ne-am dat seama că toate lucrurile erau într-o regie. Primul consiliu, la primul
prima întâlnire, prima ședință ne-am întâlnit și ne-am adunat acolo într-o sală și era un inginer Crăciun. Și când a auzit că vin teroriști, a început să plângă și a plecat. A zis, eu nu mai fac revoluție. Și pe urmă a ajuns în final cine trebuia să fie. Și... Măi, eu știi ce am făcut? Eram cu copilul. Copilul meu, Ciprian Lorența, vezi ce să ai. Și copilul, cum a fost mic, a văzut gălăgie la Târgul Lăpuș. Eu m-am apropiat un pic. Când am văzut acolo zarva asta mare, m-am dus. Și când am văzut că aceiași oameni ies cu poze, cu tablourile lui Ceaușescu, zic că e clar. Așa e. Zic, Ciprian, hai să mergem acasă. Și l-am luat pe copil de mână și m-am dus acasă și am studiat la fagot și cântam Bach. Mie mi-au trebuit 3 luni ca să-mi dau seama de lucrul ăsta și m-am dus acasă. Nu, eu m-am dus acasă și mi-am văzut de lucru. La solitudine, despre ce-i vorba? Povestea unui copil cu spectru autist, nu e vorba despre autismul, e vorba despre autismul părinților, care au o relație toxică, care îi distruge, îi macină, nu știu să se despartă frumos. E o povestea unor generații care sunt din ce în ce mai măcinate de neînțelegeri, de o formă de autism a relației. Da. Mai ai și tu cărți acolo, arată-mi. Da, am două dintre ele. Am un catalog. Așa. Asta e despre expoziția mea din Silvania, Edenul din Silvania, Silvania del Eden. Da. Când spunem, domne, Eden, ce spunem? Pentru mine, când spunem Eden, spunem o parte din Sălaj care e undeva în mintea mea și care, în care eu am trăit cândva în copilărie. Ăla e Edenul pentru mine. E un da. Spațiu în care eu am trăit foarte fericit alături de părinții mei pe Valea Așa. Someșului. Mă uit în dreapta, aici văd niște ferestri. Da. Mă, eu de când stăteam acasă cu tata, mama punea perdele în ferestri. Și zice tata, tu, ia perdelele în ferești, din ferești, să poată veni soarele în casă. Foarte fain zice spus. Zice tata. Foarte fain spus. Și le lua cu nervi și le arunca. Zice, măi, eu de aceea am făcut casa să intre soarele în casă, să se plimbe prin casă. Cum vezi lumea din casă când te uiți pe fereastră? După cine? Mie mi-au rămas amintirile, în special din casa bunicilor. Tata a construit o casă pentru noi în anii 60 și ceva. Era o casă nouă, dar bunicii mei trăiau într-o casă din acelea cu cuptor în casă, vopsită în albastru, cu lut pe jos. Și totdeauna da. Când mă duceam la ei de mic, eram fascinat de geamurile cu cruce în ele, iar în geamuri erau niște sticluțe. Da. Nu aveam voie să umblu la ele, pentru că, în general, erau medicamentele pentru animale. Pe urmă, peste ani mi-am dat seama, erau sticluțe cu albastru, cu tintură de iod, tot felul de soluții pe care le foloseau la tratamentul animalelor. Și era un loc interzis, acel loc pentru mine. Dar eram fascinat să privesc pe geamurile alea cu crucea în ele și misterul de acolo. Flavius, întrebare. Cum te poți uita pe fereastră? Dinăuntru în afară sau de afară în casă? Eu mă uit și dinăuntru în afară și din afară în casă, pentru că am trăit experiența asta la țară, care a fost profundă pentru mine. De afară în casă, acum chiar nu mai văd nimic, pentru că toți oamenii pe care i-am iubit în satul meu s-au dus. Au îmbătrânit, s-au dus. Mă gândesc la Alea Măria lui Lorinț, domne, care... Eu după mine zic așa, că asta e de la mine. Te poți uita din casă afară, iar de afară în casă se poate uita numai soarele. Frumos spus. Ei, când vin corindătorii, există corindă de fereastră și zic, slobode, slobode. Se cântă sub fereastră. Ei când colindă, nu se uită în casă. Stau sub fereastră și colindă. Stau sub fereastră și se cântă. Pentru că nu-i bine să te uiți. Eram în Cupșeni și m-am apropiat de o casă. Zic, mă, nu-i bine să mă uit de afară în casă. O femeie cânta. Ascultă ce cânta. Și aveam tot interesul să o aud, nu să o văd. Hei, că multa celui iau aș da,
Da, măi, da, ce în lume s-ar afla. Ei, stăm ce, și continuă așa, zice, și te zice, arde chiar focul de lume, arde chiar focul de lume. Ar citi și n-ar ști, spune cât e mă mânca pe lume. Am rămas pe gânduri afară și am ascultat, nu m-am uitat pe fereastră. Zic, acum trebuie să intru în casă. Am bătut la ușă și zic, Lele, nu că. Ai cântat-o în cânte? Eu n-am cântat. O zis femeia. Pe cum n-ai cântat că te-am... Eu nu știu de eu n-am cântat. Deci la om nu-i place să fie văzut din afară în casă. Este o... Nu te poți duce la casă, intri în odor, că fereastra e fereastră. Există fereastră de est, fereastră de vest. La nord nu-i fereastră. Și totdeauna ferestele trebuie să ai o frică de fereastră. Acolo e Hristos. E crucea în fereastră. Așa e. Este o fereastră, așa știu eu, în spate, pe care te uiți de mică și te uiți pe fereastră să vezi cine vine și coboară la casă. E ca un ochi. Da, spre vecin. Pe acolo nu intră soarele. Soarele intră prin est, și până vezi, să plimbă până casă. De ce ți-am pus și de ce vreau să vorbesc cu tine? Că tu faci ferești. Asta fac. De ce te-ai legat de ferești? În urmă cu vreo 4 ani eram în sat la mine în Aluniș și se întorsese cineva din Spania și am zis, ce faci? Zice, fac curat în casă. Da. Și am văzut că începuse să arunce țoale, lucruri, să le dea foc. Zice, zic, mă, nu le de ce le arunci? Zice, zvechi. Nu mai am ce să fac cu ele. Și în momentul ăla mi-am dat seama că așa se distruge, dispare un patrimoniu făcut de generații de bunici, de străbunicile noastre, de mamele noastre, lucruri esențiale. Mamele noastre începeau să lucreze la 9 ani și până la 80 de ani ajungeau la o desăvârșire. Eu cred că o absolventă de universitate la New York textile nu ar putea să facă așa ceva, pentru că lucrau iarnă de iarnă, învățau de la mamele lor meșteșugul și lucrau cu dăruire și era timpul lor în care se simțeau libere și fericite. Erau foarte fericite. Mama mea era foarte fericită când era înconjurată de vecinile noastre și țeseau. Și am zis, eu trebuie să fac ceva să atrag atenția oamenilor să nu se distrugă lucrurile astea. Și am zis, ar trebui să creez ceva ca un japonez, ca o sabie, ceva esențial, care e format din manualitatea bărbatului și a femeii. Și am ales geamul, pentru că e o metaforă profundă înspre interior și înspre exterior, exact cum a spus, în care am pus țolul, peste care am venit și am abstractizat și chiar în lucrarea asta de față, încerc să arăt cât de abstractă e gândirea țăranului. Că multă lume zice, a, sunt niște țoale, sunt niște lucruri banale. Nu-i nimic banal, e multiculturalism. Vecinii noștri erau evrei, în satul vecin erau maghiari. Peste Someș era o comunitate de romi care făceau clopoței pe steaua mea de mic și la Crăciun, umblam cu clopoței făcuți de romii din Cheud. Da. Meșteri foarte buni în bronz. Ei lucrau cu tatăl meu pietrar, îi făceau Cristul pe răstignire, îl făceau ei. Ei erau singuri care știau să... Și tot multiculturalismul ăsta și toată frumusețea asta am văzut-o pusă în valoare de femei, în țoale, în ștergare. Și am zis, trebuie să fac ceva, să le atrag oamenii atenție. Noi nu avem în case lucruri extrem de valoroase. În satele noastre noi avem aceste țoale, geamurile, lucruri făcute de mâna bărbatului, carul, războiul. Tata i-a făcut, mamei mele, războiul de țesut. I l-a cioplit el. Da. Fiind pietrar. A făcut din lemn. E singura lui lucrare în lemn, războiul de țesut, care l-am și acum l-am în Aluniș. Mai ferestele astea, dinăuntru putem vedea mult. Nu este legătura aceasta între cer și lumină. Exact. Așa spun. Sunt cu alte cuvinte stațiile soarelui. Frumos. David, am povestit despre ferestre. Tu ai făcut școala până în Canada, ai umblat, ai fost la concursuri, ai luat premii, așa, ai cântat, te-am văzut și într-o piesă de teatru la Teatrul Național. Ești un om
ești un băiat cu mult talent. Așa. Și minte. Cu unul care n-are minte, nu poate cânta chiar așa, e ușor la pian. Ce îți vine ție să cânți acum, după discuția asta? Ce vrei? E liber aici. Cred că aș cânta o compoziție. Da. Destul de importantă pentru mine. Aș zice chiar cea mai importantă din toate compozițiile mele, care vorbește tocmai de casă și de amintiri. Știi, care se numește Valsul Melancolic. David, ce înseamnă pentru tine să compui? Să... Bineînțeles, este și un fel de a se exprima. Da. Dar mai mult de atât, adeseori se vede cum compozitorul era destul de diferit de compozițiile lui. Da. Deci, compoziția este mai mult decât conștiința lui, mai mult decât acțiunea, este tot sufletul lui. Arată sufletul, David.
În cartea, de exemplu, a treia a regilor, 6-4, se vorbește despre ferestrele din templu din Ierusalim. Și să ne imaginăm că ne-am apropiat de templul Ierusalim și am ascultat muzica aceasta. Ce îmi spune muzica aceasta? Îmi spune mult. Îmi vorbește despre interiorizare. Îmi spune despre lumină, despre cer. Tu pictezi, vorbești, ai scris vreodată despre îngeri? Da. Da, așa. Bun. Am o piesă, se numește Nu te pune cu îngerii. Așa, Nu te pune cu îngerii. Ce reprezintă îngerii pentru tine, Flaviu? Îngerii pentru mine? Un înger pentru mine a fost mama mea, care eu o văd acum ca pe un spectru, ca pe o lumină frumoasă, care tot timpul e cu mine. Deci îngerii sunt oamenii trăitori de lângă noi. Tu vii din Țara Codului, așa zice. Da. În Țara Codului. Dom'le, cum sunt oamenii? Harnici, în primul rând. Sunt păziți de acești îngeri aceștia? Da. Sunt păziți. De ce trebuie să ne apropiem de sat? Pentru că eu acum, retroactiv, dacă îmi dau seama, am avut în sat toată planeta. Mă gândesc la tipologiile din satul meu, am umblat în America, dintr-o parte în alta lumii, și acum am dat seama că am avut pe toți în sat și de la ei am învățat tot ce e profund în mine în momentul ăsta. De la oamenii simpli, de la Milu, de la Porzocu, de la Lea Maria lui Lorinț. Cu alte cuvinte, satul este un stat în miniatură. Exact. O lume. O lume. Ai lucrat în piatră. Da. Nu? Oamenii a treia generație de pietrari. Așa. A treia generație de pietrari. Oamenii mai fac cruji de piatră la voi? Din păcate, nu. De ce? Taică mi-a fost ultimul pietrar, pentru mine cel mai important de pe Valea Someșului, nu că e taică meu. A reușit să ajungă la o maestrie singur, a învățat de la tatălui. A avut manualitate. Extrem de mare. De pildă, a luat un cub și din acest cub a scos un pahar de flori cu o grămadă de ornamente. Un lucru extrem de greu, pentru că trebuie să vezi la sculptură, să adică ieși din formă. Să transform piatra în floare. Exact. Și nu-i simplu. Și dacă ai vorbit de pietrari, eu am să-ți prezint un documentar cu un pietrar. Să urmărim documentarul. De-abia aștept. La o piatră lecovată, hoile roie, Doamne, șede maica în genunchiată, hoile roie, Doamne. Carierele de piatră te poartă spre o lume asemănătoare cu cea de la începuturi, iar meșterii pietrari pătrund în adâncul ei pe cărarea șovăitoare dintre mit și realitate. În satul Ciuta din Măgura Buzăului, l-am cunoscut pe Nelu Baba, om special, fermecător, care mi-a povestit despre țara lui de piatră, atât de îndepărtată de țara lemnului din care vin. Galeriile astea, când le vedeți, ce vă vine așa în gând? Mi-am câștigat existența mea și a copiilor mei aici. Pentru mine a fost o fericire cu toată munca, că a fost binecuvântată de Dumnezeu această muncă. Nu am cuvinte ce să spun. Mai mult nu mai pot. Oamenii locului povestesc și astăzi despre galeriile de sute de metri săpate de daci până în miezul pietrei alb-gălbui, piatră vie bună de cioplit și de construit. Aici a fost scris Baba. De ce a scris acolo Baba? Noi ne scriam numele pe pietrele care le vrem noi să le luăm. Așa. Și ca să nu se bage alt coleg de-al meu, nici eu pe al lui, nici el pe al meu. Care e cheata lui Baba? Da. Și care, și care lucrăm de mai mulți aici la un loc. Sunt și galerii care am lucrat numai de unul singur sau ei. Da. Decât, dar aici am lucrat mai mulți. Da. Și atunci scriam pe ea numele. Și înainte de a scrie numele pe ea,
ca să văd dacă e bună de ceva, noi o ascultăm pe-n sunet. Și atunci batem în ea. Și sunetul nou ne spune cât e de mare. Cât e de mare. Asta, de exemplu, dacă o bateți așa, cam cât? Asta, să zicem așa, cât e ea de mare, se duce încolo aproximativ un metru și ceva, un metru și 20. Da. Altele sunt mai subțiri. Uite, tot după sunet. Asta e mai încoace. S-aude sunetul. S-aude. E mică. E mică. Care bubuie. Care nu bubuie. Care nu bubuie înseamnă că e mai grosă. Oh, asta e... Asta e mare. E mare. Și noi, după sunet, ne dăm seama la care să lucrăm. Ca să nu lucrezi degeaba. Că la una mică o faci. O dai jos și o dai la piatră brută pentru zid, pentru altceva. Iar din alea mai mari făceam noi anumite piese pentru cruci, monumente, monumente de eroi și așa mai departe. Ruinele unei cetăți dacice se mai pot observa și astăzi în zona schitului Cetățuia. Am lucrat în mai multe părți, dar aici am lucrat aproximativ vreo 10-15 ani. 15 ani. Și mai sunt lucruri de astea, da. Galerii de astea cu piatră și acolo? Sunt multe. A fost cazul când au murit oameni? S-au ferit toți încet, încet, dar au mai fost accidentați. Chiar și din mie... piatra asta, din piatra asta... Din piatra asta se face acele cruci și alte lucrări, chiar și lucrări de artă. Și din piatra asta? Din piatra de asta, de calcar de Buzău. Aici unde suntem? Unde zice la locul ăsta? La acest moment, noi ne găsim pe punctul culminant al Cetățuii. A Cetățuii. Meșteșugul lui Nelu Baba stă sub semnul crucii, precum și locurile prin care m-a purtat. Crucea Roșie, Crucea Frumoasă, cimitirul satului. Da, nea, mama. Când auzi fluirul ăsta gândând așa, jele, mine tare, ce-ți vine în gând așa? Plâns. Să plâng. E cea mai principală doină din toate doinile din ce am auzit în viața mea pe pământul ăsta. Cred că cele mai frumoase doine ale pământului. Asta este glasul pământului românesc. Fiu din teatră o născut, oile roie, Doamne, măturan mână i-o pos, oile roie, Doamne. Dă-te motivul acesta cu piatra, zice, la o piatră lecovată, adică o piatră denivelată. Denivelată. Și-a de maica în genunchea să nască pe fiul din piatră, în cultul mitraic, ei cred în povestea asta. Se naște din piatră. Avea cu ce am putea asemui, dacă ne ducem în muzică academică, cu ce am putea asemui noi la o piatră lecovată? Eu îi propun la David să cânte Șostakovici aici. Thank you.
foarte frumos. Iată, două lumi. Corinda cu La o piatră recovată și Șostacovici cu David, cu David Hodoș. Simt aici în platou, simt aici așa o bucurie. De ce? Pentru că putem vorbi liber. Putem vorbi despre piatră, putem vorbi despre cultul mitraic, putem vorbi despre Hristos, putem să ascultăm la pian ce vrem noi. Ce ai mai avut în atenție din satul tău de acolo, de unde, unde te-ai născut? Unul dintre proiectele la care lucrez acum e legat tot de sat, e legat de vecinii noștri. Am o prima etapă a proiectului, a fost materializată într-o carte care se numește Vecinii. Erau vecini de peste drum, evrei, și am trăit cu povestea despre felul în care au fost luați, duși la cehei, a început exterminarea lor de la cehei și, pe urmă, drumul până la Auschwitz. S-au întors trei, care s-au întors la noi pentru că nu mai aveau pe nimeni acasă și bunica mea a avut grijă de ei până au plecat în Israel. Mi-a venit acum o imagine și cu asta o să mă la Tel Aviv, cu această imagine, cu această... lucrez acum la lucrări. Mi-am imaginat o ață de cânepă, da, cum aveam și noi când eram eu la Aluniș, pe care cu prinzător de lemn erau prinse cămășile, hainele lor albe de ritual și care au rămas acolo. Au rămas acolo săptămâni, așteptându-i. Da. Și m-am gândit cât de poetică și tristă e această imagine cu hainele unor oameni uitate la uscat. Și asta va fi o parte a expoziției de la Tel Aviv cu care voi ajunge undeva în octombrie. Ce proiecte mai ai? Tel Aviv, am înțeles că... La Veneția alt proiect care e legat aici. Mi-am imaginat din nou. Am flash-uri din sat. Da. Foarte multe flash-uri despre sat și se nasc proiecte foarte complexe așa. Uite, două generații. David, tu ai YouTube-ul tău sau ai făcut un YouTube pentru copii, adevărat? Da, da. Ce prezinți acolo? Copii. Channel-ul se numește Cantine Berceuse en Papier. Deci, cântecele de copii, ui, de hârtie. Da. Tata face montajul cu hârtie, este stop motion. Deci cu o balenă, noi am făcut pe animale, după aia am făcut tot felul de lucruri. Și eu am făcut muzica. Bineînțeles că toate cântecele de copii erau în franceză, probabil din Franța, din Belgia. Da. Așa, și eu le reorchestram, bineînțeles și cu voce, și cu pian, și în program cu vioară, cu tot felul de instrumente. Dar îmi dau seama că era un proiect foarte frumos, până chiar și pentru mine. Pentru că deja aveam o plăcere să cânt acele cântece, care erau totuși atât de simple, dar care dădeau o stare atât de bună. No. Da, știi ce vreau? Să înțeleg că tu ai cântat acolo, la înregistrare și cu vocea? Da, da. Păi cântă-i cu vocea și acompaniază-te cu pian. Un cântec care încă nu l-am postat pe... Da. Canal, pentru că am plecat în România, dar o să reluăm canalul, bineînțeles. Da. Este un cântec care îmi plăcea foarte mult când era mic. Da. Și îl ascultam, era și video și... Da. Și se numea Monan, deci da, Măgărușul meu. Și era așa. Monan, Monan, a mal à l'estomac, madame lui fit faire une tasse de chocolat. Une tasse de chocolat? E de souliers lila, la la, e de souliers lila. Și tot se continua și, da, din păcate, îl durea stomacul pe măgăruș. Și atunci, madame, era doamna, care îi punea niște ochelari, îi punea pantofi, îi punea și cercei, că voia să-l facă fericit. Și un tas de șocolat este o ceașcă de ciocolată caldă. Și tot încearcă să-l facă să se simtă bine. Da. Dar era un cântecel foarte frumos. Foarte frumos. Să revenim la pietrarul nostru din Buzău. Meseria o înveți de mic și dacă ți-e dragă, o păstrezi în sângele și memoria ta.
îmbătrânesc, nu mai pot. M-am uitat pe în cimitir și aici am văzut cruci mai noi și cruci mai vechi, din 1862, din 1918, din 1921. Crucile acele vechi, cine le-a făcut? Începutul crucilor la noi sunt făcute de acești italieni, care erau și ei creștini, care au provenit cu timpul, înainte vreme, ce s-o drept că aici? Piatra s-a lucrat și mai înainte, dar nu în stilul lor cum lucra ei, că ei lucra mai bine decât ai noștri. A, și-a învățat meserie și românii. Și a învățat meserie de la ei și românii noștri. Și meseria asta de a lucra în teatru a rămas până în ziua de astăzi. Încă se mai lucrează, dar e pe timpul de a dispariție. Lucrările meșterilor de aici numără îndeoseb cruci, monumente funerare, monumente ale eroilor, fiind pregoniți din această pricină în timpul comunismului. Există o legătură aparte între piatră și suflet. Piatra neșlefuită coboară din cer și, odată lucrată, se întoarce spre el. Se spune că în vechime templul trebuia ridicat din piatră brută, deoarece piatra cioplită desacraliza lucrarea demiurgului. Se credea că piatra în starea ei pură e simbolul libertății, pe când cea cioplită e simbolul robiei. În multe culturi, piatra este un semn al pământului, mumă, născând zeități și oameni. Zeul Mitra s-a născut din piatră, iar în China, Iu cel Mare și fiul său Chi, de asemenea. Anumite legende creștine, regăsite și în unele colinde românești, povestesc că Iisus s-a născut din piatră. Ce zici de lumea asta? După tine. Este o foarte bună întrebare, pentru că tocmai acum încep să o descoper, trăind în Canada, într-o lume total diferită. Și când zic total diferită, deci nu are nicio legătură. Și îmi pare foarte bine că pot să învăț aceste lucruri, că încă pot, fiind încă destul de mic, să învăț ce este tradiția, ce e și familia, ce sunt toate lucrurile astea care cred că în Canada nu puteam să le pătrund atât de bine ca aici în România. Legat de pietre, de cruci, să transmit un mesaj prin emisiunea ta. Există acum un fenomen în Sălaj, a apărut așa un fel de poveste, că ar fi cruci celtice în cimitirile din Năpradea. Nu sunt cruci celtice, sunt cruci făcute de un meseriaș, de un pietrar din Oarța, care a făcut școala populară de artă, a învățat modelul celtic, de cioplitorie, de modelul crucii. A făcut, pentru că există o modă și la cruci. În perioada erau mici, crucea celtică, urma au început să devină crucile catolice, drepte, au venit preoții ortodoxi, tatălui meu a spus, nu mai face drepte, fă treimea la capătul crucii. Și au început să dispară din cimitirele din Năpradea. Am înțeles că au dispărut vreo două, trei cruci celtici, de tip celtic. Să le lase acolo, că-s crucile unor oameni. Sigur. Nu să cruci celtice, cum își imaginează ei, și n-au ce să... Ce vor să facă cu ele? Mi se pare așa hilar. Trebuie să ai un pic de cultură. David... Eu zic că aici s-ar lega foarte bine, să încheiem așa emisiunea înainte de eseu, cu
parcă am văzut pe lista pe care mi-ai dat-o Beethoven. Mulțumim, iată că am ajuns la final. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă aștept de câte ori vreți să veniți încoace și să auzim de bine. Și ne mulțumim. Doamne ajută! Flaviu Lucăcel s-a întors în timp. El m-a făcut să mă simt ca un arhanghel împurpurat. Când am fost la el acasă, albul cămășii mele era suspendat între pământ și cer, de parcă ar fi vrut să oprească soarele, să nu se ducă spre casa negurii. Clopul negru căptușea pântecele lumii, gândurile întunecoase au dispărut. Am plecat din dealul cuprins de pânza lăptoasă a zorilor, ca un cearceaf ce însoțea nunta zilei cu noaptea. Am plecat de la el cu gândul la cântecele strămoșilor. Până sâmbăta viitoare, rămâneți cu bine. Nu uitați, la 21 fix,
Doamne ajută! Flaviu a fost foarte frumos. David, ai cântat foarte frumos. Mulțumesc. Dumnezeu să ține și te aștept cu drag de câte ori vii în România. Doamne ajută!